Bine ați venit, dragi doamne și domni care aveți soarele, luna sau ascendentul în zodia pești. Să fiți sănătoși, să vă bucurați de tot ce este mai frumos, la mulți ani celor care împlinesc o anumită vârstă în această săptămână, da, intrăm în zodia pești, veți avea soarele în semnul vostru zodiacal și să vă bucurați de sănătate, de ani mulți cu voioșie, cu împliniri și bucurii, da, alături de cei dragi. Am să aprind o lumânare, ca de obicei, pentru sănătatea noastră a tuturor și a celor dragi nouă, dar și pentru vindecări, pentru găsirea de soluții și rezolvarea de dificultăți. Sper ca ceea ce vă propuneți să se împlinească și să aveți această mulțumire, iar în plus să vă bucurați de tot ce vine spre voi, dragi doamne și domni din pești. Am să încep etalarea perioadei 19-25 februarie 2024 cu energia săptămânii pentru dumneavoastră. Cartea care să descrie această energie este a unui contract. Nu știu dacă veți semna contracte, dacă vă gândiți la o mutare, la găsirea unei alte locuințe, a unei case, poate vorbim de un contract de serviciu, poate vorbim de un job nou sau de contract care să fie a prestării unui serviciu pentru voi în interesul dumneavoastră. Îi văd poate o căsătorie, pot fi cereri în căsătorie, pot fi astfel de situații. Aș vrea să continui cu acest pachet de oracol, să vedem care este mantra pentru dragile doamne și dragii domni din zodia pești. Cartea care să caracterizeze atmosfera este, sau spune că este în regulă să străluciți. Da? Această afirmație, este în regulă să strălucesc, vă oferă posibilitatea într-adevăr să străluciți, într-adevăr să aveți sănătate, să aveți strălucirea aceasta prin ceea ce gândiți, prin alegerile pe care le faceți. Da? Hai să vedem și ce parte a corpului vostru va primi atenție mai accentuată din punctul vostru de vedere. Eu voi amesteca aceste cărți, da, și vom extrage una singură. Hai să vedem, dragii mei, ce spun aceste cărți. Îmi iubesc pielea. Iată, cel mai mare organ al omului este pielea. Simțul tactil. Vă veți îngriji pielea, poate veți folosi produse diverse, lapte de corp sau creme diverse, ori vă veți hidrata mai mult, veți consuma, să spun, iaurturi, fructe, ceaiuri diverse, poate veți face da, anumite tratamente pentru piele. Știu că în rețetele Băbești, pentru că e adevărat, eu am o vârstă, da, și pe vremea tinereților mele nu existau atât de multe produse de îngrijire în familiile tradiționale, puneam în gelul de duș, puneam zaț de cafea, da? Pentru că zațul acela de cafea hrănea pielea. Era ușor, da, gelul devenea ușor mai zgrumțuros, dar că erau îndepărtate, să spun, celulele moarte, rămânea pielea catifelată, plus că această cafea folosită, da, era cafea de la filtru, cafeaua folosită emană niște substanțe care sunt sănătoase. Nu știu ce mi-a venit. Acum există scrub, există atât de multe variante și unt de corp, da, și cremă de corp. Noi acum vorbim de piele. Care este mantra? Spune această carte, da, pielea mea este mantia ce protejează templul în care locuiesc. Individualitatea mea este în siguranță. E adevărat că aveți această tendință de a vă arăta originali, de a arăta că sunteți complet diferiți de ceilalți și poate evidențiați acest lucru, inclusiv prin pielea dumneavoastră. Veți vedea și, da, în mod normal, dar asta spun, cred că vă veți atinge, da, cu persoanele dragi vouă, veți face din această piele o sursă de plăcere, de relaxare, da, poate mergeți la masaj, dragii mei, de ziua voastră sau în așteptarea zilei voastre de naștere.
Hai să continuăm, să vedem ce spun cărțile obișnuite. Avem acest pachet. Voi extrage 7 cărți și să vedem puțin la ce se referă, la ce persoane, la ce acțiuni. Da, 3, 4, 5, 6, 7. Ia să vedem ce spun aceste cărți. Vorbim de un as de monede, asul de monede sau asul de romb. Este o veste bună care vine spre voi, dragii doamne și domni din pești, și cu o hotărâre importantă care se ia în curând, împreună fie cu o doamnă brunetă cu ochii negri sau căprui, fie cu o doamnă din berbec leu săgetător. Totodată, vestea bună poate să se refere, sau hotărârea, poate să se refere și la un loc de muncă, la o instituție de stat sau particulară, ori la un bărbat sau la o doamnă din gemeni balanță vărsător, ori care au ochii verzi sau albaștri. Și văd într-adevăr în destinul vostru ceva frumos, dragii mei, este o pasiune, da, aceasta este o pasiune sau o bucurie mică care vine să stingă o supărare. Fie că această supărare a avut loc, fie că ar urma în săptămâna 19-25 februarie 2024, au loc vorbele bune, o pasiune între voi, o împăcare și cu vești bune, da, totodată. Din câte înțeleg aici, da, sunt energii frumoase care sper să vă bucure cu această veste bună și decizie care se ia în curând. Voi folosi în continuare cărțile din Rider-Waite-Tarot, da? Și vom vedea atât energia voastră cât și energia persoanei la care voi vă gândiți, da? Sau pe care urmează să o cunoașteți, dacă nu sunteți deja într-o conexiune cu această persoană. Hai să vedem care sunt, da, pregătesc și pachetul celeilalte persoane. Și iată, vorbim despre eremit din punctul vostru de vedere și 9 de spade din perspectiva celeilalte persoane. Fie voi interacționați cu persoane din zodie fecioară, fie din gemeni balanță vărsător. Voi sunteți mai introverți, voi vă apropiați ușor-ușor de persoana dragă vouă, căutând răspunsuri, filozofând, fiind mai introverți și trăind mai mult în interiorul vostru ceea ce este de trăit. Cealaltă persoană poate că are insomnii, se lamentează, își face griji, mai are de găsit o soluție ca dificultățile să ajungă la liman. Poate fi o persoană din gemeni balanță vărsător, da, care fie este foarte entuziasmat sau entuziasmată de ceea ce urmează și nu prea se poate odihni, fie că într-adevăr își face griji, iar voi căutați niște soluții, căutați niște răspunsuri pentru această persoană. Sunt energii foarte frumoase, cum spuneam, și vorbim de fecioare sau de gemeni balanță vărsător. Nu în ultimul rând, dragii mei, iată și cărțile de tarot, respectiv energiile de luni până duminică. Să vedem care sunt mesajele tarotului pentru dragile doamne și dragii domni din zodia pești. Ce părere aveți despre faptul că s-au evidențiat aceste cărți? Ziua de luni vine cu un 10 de monede. Luni este o zi în care, să spun că eu publicând această etalare cu dansarea de luni, într-un fel sau altul ați simțit-o indirect. Se referă la tendința de a avea o familie fericită și lipsită de griji, de a avea prosperitate financiară, de a interacționa cu tauri, fecioare, capricorn. Ziua de marți vine cu soare, cu bucurie, poate cu o persoană din zodia leu care este importantă pentru voi. În orice caz au loc vindecări, au loc împăcări, petreceți timp sub razele soarelui. Ziua de miercuri vine cu un prinț de pâte și cu tendința de a vă arăta pasiunea, de a face ceea ce vă place, de a fi mai experimentali, da?
Ori este aici o persoană din berbecleu săgetător care vine valvârtej spre voi și vă ia pe sus. Cartea de joi aduce însă optul de spade, da? Optul de spade, să știți că reprezintă niște griji pe care voi vi le faceți și sper să reușiți să priviți situația din alte puncte de vedere, pentru că sunteți atât de implicați în ceea ce înseamnă această rezolvare, încât poate că nu mai sesizați importanța unor acțiuni. Carta de vineri cu acest nebun reprezintă dorința voastră de a o lua de la capăt, de a merge pe un drum nou și lipsit de griji. Poate fi un vărsător în zodia, în poziția aceasta a nebunului. Și hai să vedem, dragii mei, ziua de sâmbătă și de duminică. Păi sâmbătă aveți un 6 de bâte, vi se recunosc meritele și sunteți lăudați. Vă ridicați deasupra unor probleme și a unor dificultăți. Cu 4 de monede vă văd ușor mai încăpățânați și mai dornici de a economisi în ziua de sâmbătă, ca lucrurile să fie foarte, foarte clare pentru dumneavoastră. Cu 4 de monede veți economisi bani și, în general, vă veți orienta spre planul acesta material și prosper. E o energie foarte frumoasă, cu care sper să rezonați într-un număr cât mai mare. Eu vă mulțumesc tare mult pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Să ne revedem cu bine, da? La revedere, dragii mei! Să aveți grijă de voi, să fiți ocrotiți și ocrotitori! Pa, pa!